Bună ziua, este ora 13. Vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Întâlnire de urgență la această oră la sediul Ministerului Sănătății în contextul creșterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în întreaga țară. Imediat o să vedeți și cifrele zilei. Premierul Ludovic Orban se întâlnește cu Ministrul Sănătății Nelu Tătaru pentru a discuta măsurile care se impun în această situație. Ceea ce este cert este că suntem în pragul unei situații de colaps din punct de vedere medical, iar cadrele medicale sunt la un pas de a ceda din cauza numărului tot mai mare de cazuri de COVID-19. Și de parcă situația cu care ne confruntăm nu ar fi de ajuns, avem și un scenariu sumbru pentru ceea ce urmează să se întâmple. Potrivit unui document aflat în dezbaterea celor care gestionează evoluția pandemiei în țara noastră, am putea ajunge la 1 milion de cazuri active de COVID-19 în luna septembrie, dacă măsurile de protecție vor continua să fie ignorate de cetățeni. Studiul realizat de compania Vantera mai arată că în august, în țara noastră, 4.000 de oameni s-ar putea afla la secțiile de terapie intensivă din cauza noului coronavirus. Comentăm subiectul în emisiunea de astăzi și vom vedea și care este preocuparea politicienilor în tot acest timp, pentru că pare că alegerile care bat la ușă sunt mai importante decât orice altă problemă. Fiecare ieșire publică a aleșilor prinde conotație politică, iar reacțiile în favoarea cetățenilor sunt prea puține. O să mergem mai târziu și în Italia să vedem care este situația în peninsulă, pentru că acolo ieri au fost înregistrate doar 3 decese și 250 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, raportat la o populație de 60 de milioane de locuitori. Deci, la alții, se poate. Vedem care este soluția magică a italienilor mai târziu în emisiune. Colega mea, Liliana Năstase, senior editor pe 1 TV, va fi în platou preț de 2 ore alături de mine. Mulțumesc foarte mult, Lili, pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Talk B1. Așa cum vă promiteam, avem ultimele cifre care vin de la grupul de comunicare strategică în ceea ce privește numărul de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 24 de ore de pe teritoriul României. 681 de noi cazuri de infectări raportat la un număr mult mai mic de teste față de ceea ce ne-am obișnuit în ultima săptămână, 8.570 de teste. În total avem așadar 38.139 de români infectați cu noul coronavirus și tot în total aproape 1.000 de pacienți care au cerut să fie externați, infectați, confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 și externați la cerere, 972 de persoane. Îngrijorător este numărul celor aflați în secțiile de terapie intensivă. Ne apropiem de 300 de pacienți, 293 de persoane mai exact, internate la secțiile ATI din spitalele, ale spitalelor COVID din țară. Liliana Năstase, cum vezi această evoluție? Nu am mai avut 8.000 de teste, cred că de vreo săptămână, dacă nu mă înșel, însă cifra este foarte mare, 681 de noi cazuri. Într-adevăr, numărul de teste efectuate duminica, prelucrate de fapt duminica, este mult mai mic decât în celelalte zile ale săptămânii. Acest lucru este cunoscut și asumat de autorități, având în vedere că volumul de prelucrare în weekend, respectiv duminica, este mult mai mic. Îngrijorător este procentul la care s-a ajuns după o zi de weekend în care s-au efectuat doar 8.500 de teste, din care rețineți aproape 2.000 de teste au fost făcute de români care intenționează să plece în străinătate și fie îl fac din precauție, fie îl fac din cauza faptului că este obligatoriu în anumite țări, inclusiv în Grecia. În această perioadă știm că zilnic pleacă mii de români în vacanțe în Grecia pe cale terestră și au obligația de a face acest test cu 72 de ore înainte de a ajunge pe teritoriul elen. Aproape 2000 de teste, repet, au fost făcute de către aceste persoane, nu au fost depistate ca fiind pozitive, pentru că nu prezentau niciun fel de simptom automat, din moment ce oamenii se pregăteau peste 48 de ore maxim să plece în vacanță.
Iar restul testelor, dacă scădeți aproximativ 2000 de persoane care au fost individuale, o să vedeți că procentul este unul îngrijorător și poate destul de mare. Nu ne-am fi așteptat la acest lucru. Eu personal, în urmă cu o lună, nici nu mă gândeam că ar putea ca acest procent să depăsească 10% dintre cei testați, dar rămite și mai mult. Din păcate, ne aflăm într-o perioadă în care lucrurile par scăpate de sub control din cauza faptului că, din punct de vedere individual, oamenii nu mai vor, nu mai pot sau nu percep să fie responsabili. Nu vorbesc numai de faptul că pleacă la mare sau la munte în condiții de siguranță, pentru că există niște limitări pe care cred că deja le știe toată lumea, nu trebuie neapărat repetate, însă se fac petreceri cu sute de persoane, deși limita este clară una de 50 de persoane. Nu știu dacă au ponturi dinăuntru echipelor de control, astfel încât se evaporă dintr-o dată 500 de persoane când se apropie să vină un control. Alte locații își asumă o amendă de 2000 de euro, pentru că primind mii de persoane, profitul este mult mai mare și preferă să plătească o amendă de 2000 de euro decât să aibă o pierdere de 3000 de euro. Sigur, este doar un calcul pur economic și comercial, fără a se gândi în vreun fel că de acolo se poate naște un focar. Au pățit-o foarte mulți și din cauza faptului că nu se respectă niciun fel de regulă, mai sunt și acea categorie a conspiraționiștilor care nu doresc să poarte mască în magazin, deși frecventează magazinele, ar putea să nu se ducă, nu, din moment ce nu vor să respecte regulile, pentru că, repet, nu trebuie să fie nici stare de alertă, nici stare de urgență ca agentul comercial să impună anumite reguli. Erau și până acum, erau cluburi, spre exemplu, în care își asumau selectarea clientelei, da? Într-un magazin, acum un an, dacă șeful de magazin sau agentul de pază considera că persoana respectivă prezintă, nu știu, o mai văzuse poate pe camere că furase ceva din magazin sau niște lucruri de acest gen exista, putea să nu fie primit. Deci nu-ți trebuie stare de alertă sau stare de urgență. Drept urmare, eu cred că oamenii ar trebui să poarte această mască, care este obligatorie și în mijloacele de transport, unde jumătate, din nou, nu poartă mască. În metrou toți poartă masca până aici și nerespectând niciun fel de restricții, pentru că, așa cum ai spus și tu, o să vedem cum a scăpat Italia de această nenorocire și nu întâmplător a fost aleasă Italia, Italia fiind cea mai lovită din Europa, mă refer, de acest virus și cu toate acestea a ajuns la 2-3 cazuri la milionul de locuitori. Lucru pe care noi nici măcar nu ne mai putem imagina în ziua de astăzi. Chiar în fiecare săptămână auzim că încă o țară și încă o țară nu mai permit românilor să vină sau să iasă din țara respectivă decât în anumite condiții foarte drastice, a sta într-o izolare de 14 zile, a venit cu un test făcut de 48 de ore, tradus și așa mai departe. Ideea este, Lili, că trebuie găsite soluții pe care pare că autoritățile nu le găsesc perioadă. Vreau să mergem puțin la Ministerul Sănătății, la colega noastră Gabriela Mihai, să ne spună exact ce se întâmplă acolo. Înțeleg că la această oră este în desfășurare o întâlnire de urgență în contextul acestei creșteri a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în întreaga țară. Premierul Ludovic Orban se întâlnește cu Ministrul Sănătății Nelu Tătaru pentru a discuta eventualele măsuri care se impun în această situație. Gabi Mihai, te rog, ce date ai? Bună ziua! Bună ziua! Vorbim despre o întâlnire care va avea loc după amiază și la această întâlnire premierul Ludovic Orban i-a convocat atât pe ministrul Sănătății Nelu Tătaru, cât și pe ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, dar și pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Este o întâlnire în care trebuie să stabilească cum se vor găsi soluții astfel încât legea carantinei să fie aplicată, având în vedere faptul că de mâine această lege intră în vigoare, după ce, ne reamintim, a fost blocată în Parlament aproape două săptămâni, iar
Dar după ce a trecut de votul Senatului, președintele României Klaus Iohannis a promulgat-o săptămâna trecută, sâmbătă. Prin urmare, în acest context, mâine dimineață va avea loc și o ședință de guvern în care executivul va pune în acord hotărârea de guvern referitoare la starea de alertă cu legea carantinei și ulterior vor fi și întâlniri la care premierul Ludovic Orban va sta de vorbă cu toți responsabilii pentru aplicarea acestei legi a carantinei, care intră în vigoare, așa cum spuneam, de mâine, pentru că am văzut în ultima perioadă totul a scăpat de sub control, iar în lipsa unei legi am văzut că foarte mulți oameni au ieșit din izolare, au ieșit din carantină. Mai mult decât atât, au fost peste 700 de pacienți care au fost testați pozitiv pentru COVID-19 și au cerut la externarea din spital. Dădea de altfel exemplu Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, și pacienți care au fost nevoiți să se reîntoarcă la spital, deși ceruseră externarea la cerere, însă aceștia s-au reîntors în stare gravă. Gabriela Mihai, în direct de la Ministerul Sănătății, mulțumim foarte mult, urmărim această întâlnire și eventual concluziile pe care ni le vor transmite oficialii. O să le vedeți în direct pe B1 TV. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate, comentăm împreună cu Andrei Nicolae, deputat PSD, și Carmen Hărău din partea PNL acest subiect în câteva minute după publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit în direct. Vorbeam înainte de pauza de publicitate despre întâlnirea extrem de importantă care are loc la această oră la Ministerul Sănătății. Se caută soluții pentru a opri acest fenomen care, iată, a luat amploare în ultima perioadă de răspândire a infecției cu noul coronavirus pe teritoriul României. Ni se alătură discuției deputatul PSD Andrei Nicolae. Vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc! O salut și pe doamna Hărău din partea Partidului Național Liberal, Carmen Hărău. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă, pentru intervenție. Bună ziua! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră! Aș vrea să pornim discuția de la scenariul care este luat în calcul în această perioadă, conform căruia s-ar reveni la starea de urgență. Se discută tot mai mult despre acest lucru. Bineînțeles, avem și niște previziuni sumbre pentru România în ceea ce privește epidemia de coronavirus pentru toamnă. Cum ați gestiona o eventuală propunere de revenire la starea de urgență? Încep cu dumneavoastră, doamna Hărău. Întâi vreau să fac mențiunea că deocamdată speculația aceasta este în faza în care nu a generat opinii foarte clare, foarte certe, drept pentru care o vom trata ca atare. Sigur că o astfel de situație pe care nu ne-am dorit-o și în legătură cu care am făcut tot ce a depins de noi, ca și guvern, ca și partid politic, nu este ușor de gestionat și nici într-un caz nu se poate face aceasta la nivel individual. Din punctul de vedere al guvernului, în toate comunicările care s-au făcut între noi, membrii ai Partidului Național Liberal, s-a lansat ideea, se reiterează sistematic ideea că viața românilor, sănătatea românilor este principala preocupare, în funcție de care, în funcție de demersurile făcute pentru apărarea acestor deziderate fundamentale, se fac toate celelalte gesturi politice, toate celelalte demersuri. Păi comportamentul aleșilor, doamna Hărău, cer scuze că v-am întrerupt, nu prea denotă acest lucru, cel puțin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Îndrăznesc să spun că nu și comportamentul aleșilor liberali și nici într-un caz comportamentul guvernului, care vedeți bine că se străduiește să țină în mână, să controleze atât cât se poate, atât cât legea permite să o facă, răspândirea comunitară acestei pandemii. E greu, stimată doamnă, e greu să faci lucrul acesta în condițiile în care depinzi de un parlament controlat de PSD, în condițiile în care Curtea Constituțională și Avocatul Poporului s-au dovedit sucursale de partid. E foarte greu,
dar muncim în continuare cu precădere pentru acest deziderat, având stând cu ochii pe economia României, astfel încât să nu colapsăm din punct de vedere economic. Veștile, cum bine vedeți, din punct de vedere economic sunt bune. Al doilea pachet fundamental de măsuri pentru sprijinul economic este în dezbatere publică. O parte dintre măsuri deja sunt funcționale. Iar situația de urgență cu care ne-am putea confrunta este încă, v-am spus, o speculație și sper ca ea să nu devină o realitate factuală. Depinde de toți cetățenii României. Bine ar fi ca politicienii din arcul PSD, ALDE, Pro-România să înțeleagă că nu-i de joacă, moartea pândește la cotitură și trebuie să ne comportăm responsabil. Domnule Nicolae, apel la toți cetățenii să respecte regulile de protecție ca să putem să ne vedem de treabă, de viață în aceste condiții cu riscuri minime. Domnule Nicolae, care este poziția Partidului Social Democrat în această speță? În primul rând, aș vrea să încep prin a le ura și eu aviatorilor, energeticienilor și tuturor românilor care poartă numele Sfântului Prorochilie la mulți ani și sănătate. Să fie sănătoși și să ne reprezinte cu cinste. Da, haideți să intrăm în subiect. Absolut. Că știți că e foarte limitat timpul aici pe tronsonul ăsta. Sigur că da, dar este important să avem astfel de mesaje pozitive. Pentru prima dată pot spune că am fost de acord în această perioadă cu ministrul de interne, pe care l-am văzut puțin mai devreme având o declarație, în ceea ce privește limitarea răspândirii de mesaje care să alarmeze populația. Din nefericire ne confruntăm cu o situație neplăcută pe întreg teritoriul. Din păcate, guvernul a gestionat foarte prost acest lucru. Guvernul a lăsat vid legislativ de fiecare dată și a forțat Parlamentul să lucreze pe repede înainte și atunci când am ieșit din starea de urgență și am trecut în starea de alertă și în aceste momente în care în timp record Camera Deputaților și Senatul au lucrat pe un proiect de lege absolut aberant venit de la guvern și au scos o lege care să poată fi pusă în aplicare începând de mâine. Iar în ceea ce privește responsabilitatea politicienilor, aș invita-o pe colega mea din Parlament, în județul Prahova, să vadă cum sunt responsabili politicienii liberali care efectiv au împânzit județul cu banere și afișe electorale, duc o politică agresivă de racolare a primarilor noștri și continuă întâlnirile electorale. Cum explică acest lucru? Cum se leagă cu responsabilitatea? Mi-aș dori să aflu și eu. Eu, ca părinte, vă spun sincer, sunt mult mai îngrijorat de modul în care din septembrie se vor deschide școlile și grădinițele decât de modul în care vom organiza alegerile. Da, sigur, a apărut calendarul electoral. Știm că începând cu 7 august se vor depune candidaturile. Trebuie să strângem semnături. Încercăm să facem și aceste lucruri. Dar important astăzi este să știm ce vom face cu copiii noștri din septembrie. Unde îi lăsăm? Se deschid sau nu se deschid grădinițele? Cum facem noi școală sau grădiniță online? O eventuală stare de urgență, domnule Nicolae. Va trebui să stea acasă din nou, nu? O eventuală stare de urgență ar fi agreată de Partidul Social Democrat? Trecem imediat și la școli. Eu cred că nimeni nu-și dorește în acest moment o eventuală stare de urgență. Noi ne dorim o stare de normalitate, ne dorim o comunicare eficientă a guvernului, o comunicare unitară și ne dorim acțiuni responsabile din partea tuturor actorilor politici. Nu ne dorim o stare de urgență, ne dorim chiar încetarea pe cât posibil a stării de alertă atunci când numărul de cazuri va fi în scădere și specialiștii ne vor recomanda acest lucru. Vreau să o întreb pe doamna Hărău, ce panouri, doamna Hărău, există prin țară cu ale Partidului
Partidului Național Liberal, care i-a nemulțumit pe socialdemocrați. A spune, domnule Nicolae, că am văzut în drum spre serviciu, prin Balotești, dacă nu mă înșel, un panou imens pe care scria Partidul Național Liberal refuză să dubleze alocațiile copiilor. Aș vrea să nu cred că aveți vreo implicare în montarea acelui panou. Eu nu cunosc, eu m-am referit strict la cazul județului Prahova, unde vă invit, vă pot trimite și poze, absolut toate drumurile județene în întreg județul au BNR cu candidații pentru funcțiile de la alegerile locale. Deci s-a furat startul, vreți să spuneți, nu, doamna Hărău? Absolut. Eu nu știu. Deci aceasta nu este grijă față de cetățeni. Mie mi se pare de noaptea minții. Domnul coleg deputat invocă BNR în județul Prahova ca semnal că nu ne ocupăm este guvernul. Este o realitate, doamnă, nu invoc nimic. Pandemie. Ce are asta cu, strict cu pandemia, nu știu, dar face... Păi vă zic eu ce are, doamna Hărău, vă zic eu că preocuparea politicienilor în momentul de față ar trebui să fie strict sănătatea publică a românilor. Păi și atunci, vreau și eu să întreb, de ce toate drumurile județene în județul Hunedoara și nu numai, în țară, sunt pline cu panouri gigantice care anunță PNL nu vrea să crească pensii, PNL nu vrea să crească alocații. Domnul nu știu să vă spun, dar spuneți-ne dumneavoastră, chiar vreți să creșteți pensiile și alocațiile? Pune seama Partidului Național Liberal lipsa preocupării pentru pandemie, dar se uită cineva, urmărește un pic așa, măcar cu coada ochiului, programul guvernului. Știe, stimatul domn coleg, că o criză prin asta se caracterizează, prin aceea... Se este domnul coleg ce a însemnat pentru Partidul Național Liberal, pentru eforturile făcute de guvern, faptul de a-i fi lăsat pur și simplu fără mijloc de a stopa extinderea coronavirusului. Legile justiției, legile favorabile infractorilor au trecut prin două camere într-o zi, prin două camere și opt comisii, când Partidul Social Democrat condus de Dragnea a vrut când să rămâneți fără argumente, acesta. Vă întoarceți la legile justiției, știu. Cei de la PSD, lăsați-mă că 30 de secunde am terminat, cei de la PSD sunt brusc preocupați de libertățile individuale, la fel cum erau preocupați de libertățile individuale ale infractorilor, acum vreo 2 ani de zile și scoteau prin lege din probatoriu profe clare care puteau dovedi vinovății, ce amânarea de fete pe mâna monstrului Dincă, n-aveau niciun fel de drept și atunci ca și acum, întreb, da, drepturile infectaților, sigur că da, drepturile individuale trebuie apărate, drepturile oricărui cetățean, dar dați-mi voie să mă consider mai degrabă apărătorul libertăților victimelor decât ale celor care încalcă legea. Cum poți să te justifici în fața familiilor care au pierdut oameni, care au pierdut oameni dragi, care au pierdut prieteni, au pierdut rude, în legătură cu acest haos pe care PSD l-a creat împreună cu Curtea Constituțională și Avocatul Poporului? Nici unde în lume, în Europa, nu s-a întâmplat așa ceva, să fie considerată neconstituțională politica de apărare împotriva unei molime. Aici e vorba de vieți omenești. Moartea pândește la cotitură. Hai să nu facem tot felul de speculații, hai să nu mai facem politică arătând cu degetul un guvern care muncește cu zi, cu noapte și își asumă cu responsabilitate rezolvarea problemelor. Doamna Hărău, nu vă auzim prea bine, din păcate, și o să vă și mulțumesc pentru că imediat trebuie să luăm publicitate, dar vreau să îi dau domnului Nicolae dreptul la replică. Că vă rog, voia să interveniți în timp ce vorbea doamna. De fiecare dată când rămân fără argumente, colegii liberali, când rămân fără replică, se întorc la legile justiției dezbătute mai bine de 8 ani în Parlament. Nefiind ei în stare să ne producă un proiect de lege bun. Nu este vina Curții Constituționale că nu știu ei să scrie legi constituționale. Nu este vina avocatului poporului că fac legi pe care le... Doamnă, eu v-am ascultat. Dacă doriți
să mă ascultați bine, dacă nu, vă las să faceți campanie electorală înainte. Noi am lucrat, doamnă, în Parlament, în mod continuu, ca să reparăm toate inepțiile pe care le-ați făcut. Doamnă, noi am făcut legea care se va aplica începând de mâine, da? Ceea ce a venit de la guvern a fost o inepție, pentru că guvernul a avut tot timpul alte preocupări, preocupări electorale și petreceri de partid și întâlniri cu membrii de partid, unde măsurile de distanțare și măsurile de precauție de acum, dovedit, nu au fost respectate. Despre ce vorbim? Mai bine spuneți, măriți pensiile cu 40% și alocațiile le dublați, așa cum spune legea și cum este constituțional, da sau ba. Nu veniți cu tot felul de povești din astea de acum 2 ani, 3 ani de zile. Tot ce a fost stricat s-a reparat. Haideți să fim realiști. Dar povestea de acum o săptămână. Merg copiii la școală din septembrie sau din nou părinții vor fi nevoiți să facă curândul? Intră șomajul tehnic în categoria veniturilor care plătesc la casa de asigurări de sănătate? Da sau ba? Că văd că da, unii o dau din colț. Vă mulțumesc. Nu mai avem timp, din păcate. Cu altă ocazie vă mai aștept să interveniți cu mare drag. Carmen Hărău, deputat PNL, Andrei Nicolae, deputat din partea Partidului Social Democrat. Mergem în publicitate, tragem concluziile cu Liliana Năstase în câteva minute. Am revenit în direct pentru concluzii. Repede, Lili, ce așteptări să avem de la această întâlnire de la Ministerul Sănătății? Păi, până să avem așteptări de la întâlnirile de la Ministerul Sănătății, ar trebui să avem așteptări de la noi. Să purtăm mască, să păstrăm o distanță, să nu mai mergem la petreceri cu 500 de persoane, să nu mai mergem în locuri foarte aglomerate sau să le aglomerăm. Asta nu înseamnă că trebuie să avem o viață ca în starea de urgență. Există puțină precauție cu care au scăpat toate țările. Nu cred în scenariu negativist cu 1 milion de cazuri în septembrie, ba din contră mi se pare că este o nebunie lansată special, pentru că avem 38.000 de cazuri acum. Ori până la 1 milion în nici 2 luni ar însemna pur și simplu toată lumea să se ducă undeva intenționat să facă acest lucru și vreau să cred că peste 60% din populație este una responsabilă, una care știe ce se întâmplă și care încearcă din răsputeri să prevină a se îmbolnăvi pe sine sau pe cei din jurul lor. Și nu cred, cred că este un fake. Da, o să discutăm pe larg acest subiect și la ora 14. Îți propun, Lili, să rămâi alături de mine. Luăm publicitatea, acum revenim la ora 14. Vă spuneam, discutăm despre aceste previziuni sumbre pentru România în ceea ce privește epidemia de coronavirus. O să mergem și în Italia să vedem care este situația în peninsulă. Ieri acolo au fost înregistrate doar 3 decese și 250 de cazuri noi raportat la o populație de 60 de milioane de locuitori. Iată că în alte părți se poate. Comentăm toate acestea la 14. Stați aici! Poartă mască de protecție corectă.